Bine v-am găsit la știri. Cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia a fost învăluit într-un fum des la orele amiezii. Acoperișul unei case a luat foc, iar flăcările s-au extins cu repeziciune și la o locuință învecinată. Pompierii au intervenit prompt și după circa o oră de luptă cu flăcările au reușit să stingă incendiul. Locuințele din cartierul Lumea Nouă aflate în spatele căminilor studențești sunt aproape lipite una de cealaltă, iar unele dintre ele sunt acoperite cu materiale inflamabile. Pompierii au fost sesizați în jurul orei 13:20 de persoane aflate în căminul studențesc aflat în spatele casei al cărei acoperiș a luat foc. Locatarii casei se aflau în interior atunci când a izbucnit incendiul. Ziceți-ne cum s-a întâmplat? Păi am avut pe o parte că tranșul a luat foc și noi eram în casă și ori vin vecinii și au strigat că a luat în spate foc. No, și n-am putut să-l strângem. Câte persoane locuiți în casă? Multe. Vă 20, 8. Erau și copii. 10. Copii, toți, că le-au dus de la școală. Nu. Păi cum să nu ne speriem? Că am ieșit și n-am putut să strângem. Că s-au întins de la cătran. Că a fost încălzit. După circa o oră de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să izoleze și să stingă incendiul care a cuprins și acoperișul casei învecinate. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pe strada muzicanților din municipiul Alba Iulia pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit. Intervenim cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă. La acest moment incendiul este localizat, nu se mai extinde la alte locuințe și s-a intervenit în foarte repede, în scurt timp. Cei care locuiesc în aceste imobile și-au recuperat o parte din bunuri, precum acte, haine și aparate electrocasnice, chiar dacă acestea au fost afectate de apă. Se vedea fum până în cartier acolo jos, se vedea până sus acolo și am venit aici și am auzit că ce s-a întâmplat aici. De la cătranul ăla, că de la țiglă nu a luat. A fost cătran în spate și cum s-au încins zilele astea, au luat foc și erau săraci în casă, erau, știți, erau în casă. Că ei vrea să-și facă asigurare, dar nu sunt acte. Și pe ce să-și facă? Că eu am făcut pe centru creștin să facem acte și nu ne-au dat actele ca să ne facem domiciliu. Acum eu o să umblu iară să vedem dacă, că eu am făcut proiect ca să facem așa ceva, s-au făcut măsurătoare în Lumea Nouă, dar nu mai mă aprobam mai departe să facem lucrurile astea. Din fericire, incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale, nicio persoană nu a fost rănită. Ceia Iulian, unul din principalii inculpați din dosarul brățărilor dacice, a fost descoperit pe teritoriul țării după ce pentru multă vreme oamenii legii au crezut că se află în insula Capului Verde. Bărbatul a fost identificat în județul Hunedoara în timp ce conducea cu permisul anulat. Anchetatorii au solicitat arestarea preventivă a inculpatului, având în vedere că acesta se sustrage de la judecarea dosarului. Cererea a fost respinsă astăzi de Curtea de Apel Alba Iulia. La termenul de judecată de astăzi, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat că nu a fost comunicată încă la dosar dovada îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul Ceia Iulian la reședința indicată de acesta în insulele Capului Verde. De asemenea, nu a fost primit rezultatul procedurii de audiere prin comisia rogatorie în Serbia a unui martor, iar un alt martor citat cu mandat de aducere nu a fost găsit la adresa indicată. Curtea de Apel Alba Iulia a dispus revenirea cu adrese către autoritățile judiciare competente pentru efectuarea procedurilor necesare, întrucât nefinalizarea acestora întârzie judecarea dosarului. Cu privire la inculpatul Ceia Iulian, reprezentantul parchetului a depus la dosar dovada că acesta a fost identificat pe raza unei localități din județul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism având permisul anulat. Prin urmare, reprezentantul parchetului a cerut instanței ca acesta să fie arestat, să emită un mandat de arestare. În urma deliberării, instanța a respins solicitarea parchetului de a se emite un mandat de arestare pe numele inculpatului Ceia Iulian. Curtea de Apel Alba Iulia a dispus ca inculpatul Ceia Iulian să fie citat la toate adresele declarate, inclusiv la domiciliul din București, indicat recent în declarația dată la începutul lunii iunie. Dosarul brățărilor dacice este unul dintre cele mai vechi aflate pe rolul instanței Alba Iuliene. 13 brățări recuperate într-un final de statul român au fost expuse și în Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Rechizitoriul din dosarul Mia Carn se întoarce la DNA. Curtea de apel a respins recursul procurorilor, astfel că urmărirea penală va fi refăcută. Curtea de apel Alba Iulia a menținut astfel sentința pronunțată de judecătoria Aiud. Întregul rechizitoriu din dosarul Mia Carn se va întoarce la procuror pentru a repara erorile și a reface urmăria penală. Este vorba, printre altele, și de greșeli în ceea ce privește calcularea prejudiciului, care nu a fost indicat pentru fiecare inculpat în parte. Curtea de apel Alba Iulia, în dosarul cunoscut opiniei publice ca dosarul Mia Carn, a respins recursurile formulate de către Banca Romextera și de către Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței pronunțate de judecătoria Aiud în această cauză, prin care fusese admisă excepția de neregularitate a actului de sesizare a instanței și s-a dispus refacerea rechizitorului și trimiterea în acest sens a dosarului către parchet. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia este definitivă, iar considerentele care au stat la baza acestei hotărâri le vom face publice după ce hotărârea va fi motivată. În dosar au fost trimise în judecată în noiembrie 2010 patru angajate ale Romextera Bank pentru infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor cu consecințe deosebit de grave. Pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și fals în înscrisul sub semnătură privată, au mai fost trimise în judecată Maria Ispas, administrator la SC Mia Carn, și Livia Damian și Catrina Popa, contabile la aceea societate. Potrivit rechizitorului întocmit de procuror, Marilena Ramona Nichimi și în calitate de director al Romextera Bank, Alba Iulia, a aprobat în mod nelegal încheierea unui număr de 52 de credite bancare în valoare totală de 1.835.000 de lei și 5.000 de euro, bani ce au fost încasați de Maria Ispas. Creditele au fost luate pe numele unor angajați și nu au mai fost plătite de societate. Profesorii vor da din nou concursul de titularizare pe baza subiectelor emise de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Anul acesta, unitățile de învățământ și-au organizat singure centre de concurs pentru titularizare. Regulile se schimbă din nou după ce sindicaliștii au contestat în mai multe rânduri această formă de titularizare la nivelul instituției școlare. Liderii de sindicat au atras atenția că în unele școli subiectele sunt mai dificile, iar angajarea direct la unitatea de învățământ favorizează unele persoane mai influente. Astfel, prin ordinul Ministerului Educației numărul 4472 din 14 iunie, se revine la concursul de titularizare național. Metodologia pune în aplicare această promisiune de a reveni la calitatea de titular al sistemului de învățământ. Chiar și colegii profesori care au obținut în baza legii 1, calitatea de titulari ai școlii, revin la titulatura de titulare ai sistemului de învățământ. Chiar și în județul Alba avem 44 de astfel de titulari, începând cu 1 septembrie 2011, și sunt propuși încă 17 în vechea variantă. Toți cei 61 au din nou calitatea de titulari ai sistemului de învățământ. Mai mult, cei care au luat cel puțin nota 7 la concursul de titularizare din 2011 se pot titulariza acum conform articolului 253, ceea ce nu a fost posibil până acum. Aceștia aveau dreptul să se titularizeze doar pe baza notelor obținute în 2009 și 2010. Subiectele nu se mai elaborează în centrele fixate, 30 și ceva de centre numai în județul Alba, ar fi însemnat 30 și ceva de subiecte, de tipuri de subiecte. Se revine la subiectul național unic, care se decriptează în dimineața probei, și se revine la evaluarea, nu în cadrul centrului de evaluare zonal, ci la nivel regional, la nivel național, pe discipline, centre unice de evaluare. Ceea ce, într-adevăr, dă calitatea de titular al sistemului și a unei pregătiri unice ca nivel calitativ, de care să beneficieze un elev atât din vârf de munte, de zonă izolată, cât și un elev din zona centrală a unui mare municipiu. În cazul în care dascălul ar fi fost titular al școlii, iar acesta și-ar fi pierdut catedra, ar fi rămas șomer. Statutul de titular al Sistemului Național de Învățământ obligă Inspectoratul Școlar Județean Alba să-i găsească o altă școală. Proba scrisă a concursului de titularizare va avea loc pe 2 august, iar rezultatele vor fi afișate pe 7 august. Prin ordinul Ministerului Educației numărul 4472 din 14 iunie intervin modificări privind mobilitatea personalului didactic. Conform legii educației de anul acesta, nu ar mai fi existat detașările și nici pretransferările. Noul ordin conține inclusiv calendarul derulării tuturor etapelor de mobilitate.
Prin ultima reglementare a Ministerului Educației, dascălii vor putea participa în continuare la pretransfer prin consimțământul unităților de învățământ, detașare în interesul învățământului și detașare la cerere. Dacă în anii anteriori aceste etape se derulau înainte examenului de titularizare, anul acesta ele au fost reintroduse în luna august. Din 16 august până în 31 august sunt termene și etape, începând de la înscriere până la finalizare, pretransfer consimțit între unități de învățământ pentru profesorii titulari, detașare în interesul învățământului tot din 16 august până în 31 august, detașările la cerere tot așa din 16 august până în 31 august. Și aici sunt noutăți în sensul că detașările la cerere, chiar și atunci când erau aprobate de lege, în prima variantă, legea 84/1995, erau de maxim 2 ani. Deci la cerere acum sunt posibile până la 5 ani detașare la cerere, în condițiile în care realitatea permite acest lucru și este în avantajul cadrului didactic. Calendarul derulării etapelor de mobilitate este parte componentă a metodologiei privind mobilitatea personalului didactic și poate fi consultat pe site-ul www.personal.albanet.ro. De mâine, 877 de familii nevoiașe din județul Alba vor primi pachete cu alimente din partea Crucii Roșii. Acțiunea face parte din proiectul Banca de Alimente pentru încă 18 județe, desfășurat împreună cu unul dintre cele mai mari lanțuri de hipermarketuri din țară. Prin acest proiect, 877 de familii, persoane cu dizabilități și persoane aflate în pragul sărăciei din Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Blaj, Teiuș, Aiud, Ogna Mureș, Zladna, Abrud, Câmpeni și Baia de Arieș vor primi pachete cu alimente greu perisabile. Documentația și dosarele beneficiarilor au fost realizate cu ajutorul serviciilor sociale locale. Județul nostru a primit o cantitate de aproape 11 tone de alimente. Sunt pachete consistente cu alimente de bază, aproximativ 12 kg pe fiecare pachet și am constituit 877 de astfel de pachete umanitare. Fiecare pachet conține conserve de carne, pateuri, orez, zahăr, ulei, făină, mălai, fasole uscată, paste făinoase și biscuiți. În total vor fi distribuite aproximativ 150.000 de kilograme de alimente. Grupul țintă sunt persoanele aflate în situații de sărăcie extremă, aflate la nivelul județului nostru. Mă refer aici la persoane care locuiesc în zone defavorizate, persoane fără venituri sau cu venituri extrem de mici, familii cu mulți copii, familii monoparentale, copii lăsați în grija părinților sau altor rude, tineri provenind din sistemul de ocrotire socială, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane care suferă de boli cronice, persoane fără adăpost, persoane aparținând unor minorități, posibile victime ale discriminării. Apoi sunt o altă categorie de beneficiari, ar fi persoanele aflate în situații de criză, pierderea sănătății, pierderea locuinței, pierderea locului de muncă. Valoarea totală a proiectului Banca de Alimente pentru încă 18 județe este de 200.000 de euro, din care Crucea Roșie Română a contribuit cu 50.000 de euro. Pachetele vor fi distribuite în Alba în totalitate până la sfârșitul acestei luni. 91% dintre absolvenții de liceu din Alba Iulia doresc să urmeze o facultate. Universitatea din Alba Iulia este a doua în ordinea preferințelor elevilor, cele mai râvnite fiind universitățile din Cluj-Napoca. Așa arată rezultatele unui chestionar aplicat liceenilor în cadrul proiectului Rămâi Alba Iulian, vino la UAB. Proiectul Rămâi Alba Iulian, vino la UAB s-a desfășurat pe parcursul lunii mai. În urma unui chestionar aplicat unui număr de 318 elevi de clasa a 12-a, ceea ce reprezintă o treime din totalul elevilor de an terminal din Alba Iulia, au rezultat următoarele. Din totalul de 318 elevi care au răspuns la chestionare, 91% doresc să-și continue studiile într-o universitate, 45% doresc să urmeze Universitatea din Cluj, iar 35,5% aleg Universitatea 1 decembrie din Alba. Dintre cei care preferă Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia, 52,2% provin din mediul urban. Peste jumătate din elevii chestionați au o părere bună sau chiar foarte bună despre Universitatea Alba Iuliană. În urma acestui chestionar a reieșit faptul că elevii doresc să-și continue studiile într-o universitate și că astfel de campanii de promovare și informare mai trebuie realizate. Echipa Voluntrix are ca organizație gazdă Asociația Absolvenților Universității 1 decembrie 1918. Proiectul a fost finanțat prin programul Youth Bank și a avut drept scop promovarea Universității din Alba Iulia în rândul viitorilor absolvenți de liceu pentru ca aceștia să își continue studiile în municipiul nostru.
La finalul sesiunii de vară, studenții Alba Iulieni au încheiat anul școlar cu rezultate mulțumitoare, având în vedere faptul că majoritatea aceștia și-au promovat examenele. După cei 3 sau 4 ani de muncă pe băncile universității, cei din an terminal așteaptă cu emoție să-și susțină lucrarea de licență sau de disertație. Rezultatele bune ale studenților Alba Iulieni se pare că au fost rodul sârguinței cu care au învățat pe tot parcursul anului universitar 2011-2012. Pentru unii, chiar învățatul s-a combinat perfect cu distracția specifică studenției, iar la final au cules roadele. Bun, anul 3. Urmează licența. Anul 4. Anul 4. Cu examenele, ceva restanțe? Cu examenele foarte bine, restanțe nu, la măriri să vedem. Cum reușești? Cum ai reușit să rămâi fără restanțe? Păi, am învățat. Asta e. Bună, ce an ești? Bună, anul 3 la Ingineria Mediului. Și cum este? Ai restanțe? Nu. Nu ai restanțe, dar cum reușești? Păi, eu mă pregătesc ca să știu, mă învăț. Bună, ce an ești? Bună, tocmai am terminat anul 3 la informatică. Urmează licența? Exact. Urmează un examen destul de greu, care sper să-l trec cu brio. Dar cum stai cu restanțele? Se pare că nu am scăpat de acestea. Înseamnă că ai fost un student harnic. Da, se spune. Absolvenți. Absolvenți. Da. Cum stați cu restanțele? N-avem. N-aveți. Cum ați reușit să rămâneți fără restanțe? Simplu. Am învățat și am și chefuit. Și ați reușit și cu petrecere și cu învățat la rezultate bune? Evident. Felicitări. Mulțumesc. Bună, ce an ești? Bună, sunt anul 2. Anul 2 la? Limba și literatura română, engleză, specializarea la filologie. Și cu restanțele cum stai? Din fericire, niciuna. Dar cum ai reușit? Perseverență, dorință să îți împlinești visele, cam acolo sunt toate. Dar ai întâmpinat ceva dificultăți de-a lungul celor 2 ani de facultate? Normal că orice student mai întâmpin dificultăți, dar dorința de a persevera îți oferă puterea de a merge mai departe și a trece peste obstacolele care le întâmpini. Tocmai am terminat. Istoria. Și ce faci acum la facultate? Am venit să-mi predau licența. Am crezut că ai venit ca ai ceva restanțe. Nu se pune problema. Fără restanțe? Nu ai colegi cu restanțe. Astăzi nu am întâlnit pe nimeni cu restanțe. Cum se face asta? Cel puțin colegii mei nu suntem cu restanțe. Înseamnă că sunteți o generație bună. Să sperăm. Dar nu ați întâmpinat dificultăți de-a lungul anilor în universitate? Noi la facultatea noastră de istorie am venit pentru că ne place istoria și pe semne nu am întâmpinat. Adică am făcut ceva din pasiune, ceea ce ne-a dus la finalitatea care e fără restanțe, cu licențe bune și sperăm și pe viitor să facem ceva. Imediat după susținerea examenelor, studenții își vor petrece vacanța de vară sărbătorindu-și reușitele, dar în același timp se vor gândi și la ce vor face pe viitor. Noi le urăm succes! Consumul de apă și lichide, evitarea grăsimilor și a băuturilor alcoolice, îmbrăcămintea deschisă la culoare, toate acestea sunt recomandate pe timp de caniculă. Cât respect albaiulienii din aceste indicații și cum se adăpostesc de căldură, vă arătăm în materialul următor. Atât adulților cât și copiilor mici le este recomandat pe cât posibil să se ferească de razele soarelui, mai ales în intervalul 10-18 sau chiar 19, când căldura este mai mare și expunerea la razele ultraviolete este mult mai periculoasă. Cu toate acestea, astăzi, la orele amiezii, albaiulienii se plimbau nestingheriți în soare. Ne hidratăm, nu avem pălărie numai copilul, dar cam atât. Alte măsuri? Încercăm să stăm cât mai mult în casă și pe la umbră. Credeți că în Alba Iulia sunt suficiente spații cu umbră? Nu. Mă protejez de toate. La anii mei, așa e cazul. Am 90 de ani. Mulțumesc. Și caut să mă protejez cât pot. Atât. Ce alte măsuri mai luați pentru caniculă? Niciun fel. Adică umbrela, lucruri deschise și atât. Încercați să purtați haine deschise la culoare, largi și din materiale naturale. Pentru protejarea ochilor vă ajută ochelarii de soare. Puteți să aveți la dumneavoastră chiar și un evantai în momente în care soarele este foarte puternic. În ceea ce privește alimentația, evitați grăsimile și încercați să consumați cât mai multe fructe și legume. Nu uitați de apă, lăsați deoparte cafeaua și băuturile alcoolice. Albaiulienii care încearcă să se ferească de căldură se retrag în parcuri, pe terase, se bucură de fântânile arteziene, ori se răcoresc cu o înghețată. Am băut apă de acolo, mai mâncăm o înghețată, merem pe la umbră, pălărie. Acum am și ieșit, n-am venit de mult.
cu apă, cu... Stau aici aproape. Pe timpul caniculei, specialiștii indică în primul rând grija la alimentație și hidratare. În această perioadă se vor consuma alimente ușoare, mai puține grăsimi și mai multe legume și fructe, adică vitamine, pentru ca organismul să facă față temperaturilor ridicate. Este indicată evitarea sucurilor carbogazoase, alcoolului, dar și a băuturilor foarte reci. Albaiulienii găsesc sprijin zilele acestea și la voluntarii Crucii Roșii, care se află în 3 puncte din oraș, unde măsoară tensiunea, oferă apă trecătorilor și prim ajutor în caz de nevoie. Piețele sunt pline în această perioadă de legume și fructe. Căldura excesivă din ultimele zile a dat multe bătăi de cap producătorilor și comercianților datorită faptului că marfa expusă pe tarabe se strică mult mai repede. În piețele agroalimentare din Alba Iulia, tarabele abundă de marfă. Legumele și fructele de sezon sunt pregătite pentru vânzare. Din păcate, canicula afectează în primul rând calitatea acestora. Producătorii sau comercianții au două alternative. Fie scad prețurile legumelor afectate de căldură, fie le aruncă la tomberon. Se strică, sigur, se moaie. Chiar și cartofii. Vine lumea, pipăie, păi de dimineața sunt foarte cruzi, foarte frumos, seara îți moi. Ce soluție aveți? Niciuna. Aveți posibilitatea să le țineți la frig? Unde? Aici așa au fost de când e lumea. Când e cald, e cald, când e frig, în gheață și asta e piața. Și ce se întâmplă? Dacă se alterează produsele, scădeți prețul sau ce faceți? Păi, da, care se alterează le aruncăm și noi scădem prețul până nu se alterează. Cum merg vânzările acum pe vremea aceasta caniculară? Foarte, foarte slab. Nu iese lumea afară din cauza căldurii. Produsele cum sunt? Vi se degradează? Foarte tare, în special piersicile. Ați avut pierderi? Foarte mari. Ce faceți? Reduceți prețul? Le aruncați? Care e soluția totuși? Le aruncăm, că la preț redus nu prea cumpără lumea. Cumpărătorii nu se înghesuie să facă piața pe caniculă. În piața din centru, la orele amiezii, este liniște și pace. Comercianții și producătorii și-au expus produsele, legumele și fructe pe tarabe. Din păcate, nu este foarte mare agitație. Cumpărătorii așteaptă să se răcorească mai către seară sau eventual la primele ore ale dimineții. Am întâlnit și câțiva oameni care nu s-au lăsat speriați de temperaturile ridicate din termometre. Cum sunt roșiile? Foarte bune. Bune. Și prețurile? Acceptabile, merge. Ați venit, v-ați încumetat să veniți pe căldura asta? Am venit cu mașina, că altfel nu ne încumetam. Niște căpșuni aș vrea. Cum sunt prețurile? Foarte mari. Ați avut curajul să ieșiți astăzi pe căldura aceasta la miaz? Da, de ce? Nu-mi place soarele. Iubesc soarele. Piețele agroalimentare din oraș nu dispun de camere frigorifice pentru depozitarea produselor în condiții optime. De asemenea, sunt puțini comercianți sau producători care au mașini dotate cu sisteme frigorifice pentru simplul fapt că ar implica costuri suplimentare. Producătorii din sudul țării și-au adus produsele lor și se laudă că rezistă mult mai bine la temperaturile extreme, chiar și fără sisteme de răcire. Dumneavoastră sunteți producător, aveți pierderi, cum vă descurcați? Vi se strică produsele acum? Nu luăm bani pe marfă cât cheltuim. Transportul să venim la Alba Iulia este 4 milioane. Și lucrăm toți membrii familiei de acasă ca să putem aduce marfa aici. Cu lege o dăm mai mult de jumătate la îngrosiști, cei la îngro, și noi prea puțin vindem la masă. Ziceți-ne, vi se strică produsele, ce faceți cu ele? Le puțineți la frig? Noi le culegem dimineața părăcoare la ora 4:30-5, până la 9 le culegem să fie reci. Le punem în baxuri, stau reci aici, căutăm să le umbrim, să fie tot reci. Uitați, dacă vă iau din astea, sunt acceptabile. Nu trebuie să fie ca la frigider. Apoi când o aduceți spre masă, la temperatura camerei, că mulți clienți spun că îi se moaie roșiile când le scoate din frigider. Dar nu-i normal să bagi roșia în frigider. Într-o debara sau în pivniță la răcoare. Producătorii și comercianții sunt nevoiți să aducă la vânzare cantități mai mici de legume sau fructe, deoarece riscă să arunce sau să vândă marfa la prețuri care nu le acoperă cheltuielile. În Ogna Mureș, apele sunt departe de a se fi liniștit după alegerile locale din urmă cu 10 zile. Partide locale ce au pierdut alegerile reclamă desfășurarea alegerilor și poliția, declarând că nu au fost tratate ca atare actele disciplinare. Astfel, Inspectoratul Județean de Poliție Alba le-a răspuns contestatarilor printr-un amplu comunicat de presă. Niciun incident electoral nu a fost omis din condica poliției. La Poliția orașului Ogna Mureș, în perioada campaniei electorale și imediat după alegerile pentru administrația publică locală din 10 iunie 2012, au fost înregistrate toate incidentele electorale reclamate. Cum incidentele au avut o amploare destul de mare, acestea vor fi cercetate de ofițerii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba. Se află în lucru un dosar de cercetare penală.
în care ofițerii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba efectuează cercetări referitoare la distribuirea în data de 9.06.2012 în orașul Ogna Mureș de fluturaș, prin care candidatul unei formațiuni politice anunța că se retrage din cursa electorală, îndemnând cetățenii să-l voteze pe contracandidatul său. Până la această dată, ofițerii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au desfășurat activități de cercetare și investigații pentru identificarea persoanelor implicate în acest incident electoral. Nici cazurile de violență nu au fost neglijate de ofițerii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Referitor la aspectele privind violențele și amenințările comise în data de 11.06 în orașul Ogna Mureș, precizăm că în data de 12 iunie, la Poliția orașului Ogna Mureș a fost depusă o sesizare semnată de 29 de persoane din Ogna Mureș care își exprimau nemulțumirea cu privire la atitudinea unui bărbat de 44 de ani din Ogna Mureș. Și în acest caz a fost preluat de ofițerii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Serviciul de Investigații Criminale, care efectuează cercetări în vederea soluționării lui. Nici șeful poliției din orașul Ogna Mureș nu a scăpat de critici și contestatari, iar conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Alba a decis ca un grup de ofițeri specialiști să verifice aspectele semnalate, urmând să se ia măsuri legale cu privire la acest caz. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, ar putea intra în insolvență. Compania a cerut declanșarea procedurii în vederea reorganizării societății. Motivul pentru care Hidroelectrica a ajuns în această situație o au, ca și alte cazuri, contractele păguboase. Intrarea în insolvență a companiei Hidroelectrica agită spiritele pe scena politică. Premierul Victor Ponta arată cu degetul spre fostul ministru al economiei Adrian Videanu pentru contractele păguboase. Adrian Videanu se apără și l-acuză pe Ponta de ignoranță. Cert este că Hidroelectrica a cerut să intre în insolvență. Mai mult, Consiliul de Administrație al Hidroelectrica dă asigurări că o eventuală intrare în insolvență nu ar viza falimentul și reorganizarea. Directorul de dezvoltare al companiei vorbește despre planul de viitor. Sindicatul Hidrosind intenționează să facă plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administrație la Hidroelectrica pentru decizia de a cere insolvența companiei. Totodată, Hidroelectrica este cel mai mare și cel mai profitabil producător de energie din România. În primele 5 luni ale acestui an, societatea a înregistrat un profit de 4,5 milioane de euro. România ține din nou capul de afiș a presei internaționale cu un alt scandal de plagiat. Este vorba de această dată chiar de premierul Victor Ponta, a cărui lucrare de doctorat pare a fi îndoielnică în ceea ce privește autenticitatea. Marile agenții de presă, France Press, Associated Press sau Reuters, au preluat informațiile din revista Nature privind acuzațiile de plagiat la adresa premierului român Victor Ponta. Publicațiile americane The Washington Post și Chicago Tribune relatează și ele că mai mult de jumătate din lucrarea lui Victor Ponta este plagiat. Nici din El Mundo nu lipsește scandalul plagiatului de la București. A plagia și a minți în CV s-a transformat într-o modă între politicienii europeni, scrie cotidianul spaniol, care amintește de cazurile ministrului apărării din Germania Carl Theodor zu Guttenberg și al fostului președinte al Ungariei, Paul Schmidt. Acum e rândul premierului român, constată cotidianul. Publicația spaniolă precizează că presiunea opiniei publice din România ar putea zdruncina serios guvernul de la București, guvern care în urmă cu doar o lună a fost nevoit să elimine un ministru pentru același gen de acuzații. Și presa din Franța relatează despre plagiatul lui Ponta. Le Figaro scrie că noul scandal de furt intelectual din România îl pune pe Victor Ponta în dificultate, însă premierul vede în aceste acuzații un complot organizat de președinte. Problemele de incompatibilitate ale miniștrilor din guvernul Ponta par să nu aibă sfârșit. După retragerea propunerilor pentru Victor Alistar, Corina Dumitrescu și al lui Ioan Manc, în alta curte de casație și justiția a decis marți că Mircea Diaconu, ministru al culturii, este incompatibil, deoarece a deținut simultan funcțiile de senator și director al Teatrului Notara. În urma respingerii apelului său în procesul care s-a judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție, Mircea Diaconu a anunțat că se retrage din guvernul Ponta tocmai pentru a nu greva imaginea acestuia. Problemele de incompatibilitate ale ministrului au fost sesizate de Agenția Națională de Integritate, care a constatat faptul că acesta deținea încă din decembrie 2008 funcția de director-manager al Teatrului Notara din Capitală, fiind în același timp și parlamentar. Decizia a fost contestată de Mircea Diaconu la Curtea de Apel București, care în 16 septembrie 2011 a stabilit că acesta se afla în incompatibilitate. Mircea Diaconu a contestat hotărârea Curții de Apel București la instanța supremă, care marți a respins definitiv recursul acestuia.
Facebook a cumpărat Face.com, o companie israeliană specializată în recunoașterea facială, cu 60 de milioane de dolari. Tehnologiile dezvoltate de companie vor face mult mai ușor identificarea persoanelor din poze pe terminale mobile atunci când aplicația de identificare este conectată la rețeaua Facebook. În ceea ce privește securitatea datelor, directorul companiei israeliene Gil Hirsch a precizat că programul dezvoltat de Face.com nu permite scanarea fețelor din întreaga rețea de internet, ci doar pe cele care sunt conectate într-o rețea închisă, cum ar fi lista de prieteni de pe Facebook. Face.com a creat aplicații pentru Facebook, care la final de 2010 a introdus Tag Suggest, o aplicație prin care tehnologiile de recunoaștere facială sunt utilizate pentru a-i sugera celui care încarcă o fotografie pe site numele persoanei care este în acea poză. Această aplicație a fost intens criticată și tot mai multe voci la diverse asociații de profil spun că Facebook are pe mână prea multe informații personale de la un număr imens de utilizatori. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la sport. Mai este puțin și echipa de fotbal Fanion al județului va muri. Dacă nu se ia nicio hotărâre din partea autorităților locale, vom asista cu stupoare la desființarea echipei Unirea Alba Iulia. Sunt șanse ca Unirea să nu se înscrie campionatul următor, fapt ce ar duce la desființarea echipei. Stadionul Cetate va rămâne gol, doar pistele vor mai fi aglomerate și foarte probabil trenul de fotbal va fi arat doar de ghetele juniorilor. Cea mai iubită echipă din județul nostru este la un pas de a spune adio fotbalului românesc. Să nu uităm ce jucători au făcut istorie pentru echipa albneagră. Ovidiu Maier, Paliacu, Găldian, Moldovan, Zăgran, Grozav, toți trebuie să afle că echipa pe care au condus-o pe cele mai înalte culmi este în comă. Mai ales acei tineri pe care formația Alba Iulia i-a lansat în fotbalul mare. Nici măcar numele reprezentativ Unirea Alba Iulia nu are niciun efect asupra celor care permit acest lucru, și anume să se fure fotbalul albaiulienilor. Acționarii clubului nici nu vor să mai audă de echipă și au declarat că oferă clubul gratis doar să se găsească cineva să îl preia. La ce vremuri sunt, hai Unirea! Campioana Ligii a 4-a județului nostru Europa Alba Iulia se află în Oradea, unde va susține meciul de baraj pentru accederea în Liga 3-a. Aceasta se va duela cu formația clujană Vulturii Vultureni. Speranțele sunt mari, la fel și așteptările, având în vedere lotul bun pe care l-are echipa din Alba Iulia. Europa Alba Iulia este la câteva ore de meciurile din Liga 3-a. Pot urca o treaptă, însă una destul de mare, având în vedere că Liga 3-a găzduiește meciuri mai puternice. Ar fi o performanță pentru această echipă și pentru întreg județul, având în vedere că în ultimii 2 ani promovarea unei echipe din județ în a 3-a ligă nu a fost posibilă. Europa are în lot jucători buni cu experiență, cel mai reprezentativ și experimentat fiind de departe fostul portar al Stelei și al Unirii Alba Iulia, Gabriel Rotar. Europa ar merita această calificare și prin prisma seriozității de care au dat dovadă conducătorii. Există viață și după Florian Walter la Cluj. La echipă a fost anunțat noul manager general, iar spre surprinderea tuturor, o femeie va prelua frâiele clubului clujan. Este vorba despre Ana Maria Prodan, soția actualului antrenor al Stelei Laurețiu Regenkampf. Aceasta a și adus deja 4 jucători la echipă și a declarat că se va baza în continuare pe actualul antrenor Claudiu Niculescu. Ana Maria Prodan a încheiat un acord prin care a devenit noul manager general al echipei, care a fost recent destrămată. Valul de jucători plecați la echipa de pe Somme și a stricat planurile echipei, acelea de a fi mereu pe primele locuri din campionat. Cu toate că au plecat majoritatea vedetelor, Ana Maria Prodan se declară foarte încrezătoare în echipa recent preluată și a declarat că în următorii 2 ani dorește să câștige campionatul. Aceasta a mai declarat că urmează o perioadă cu transferul multe la echipă și nu se pune problema de a renunța la Claudiu Niculescu. În acest moment se află în probe la Ucluj și albaiulienii Ionuț Grozav, fratele mai mare al lui Giru Grozav și Alexandru Plănicianu. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben. În intervalul 20-22 iunie, vremea călduroasă va persista în toată țara. În cursul după amiezelor va fi caniculară.
Frecvent se vor înregistra temperaturi maxime de 35 și 36 de grade, iar minimele se vor încadra, în general, între 13 și 23 de grade Celsius. Disconfortul termic este accentuat, iar indicele temperatură-umezeală atinge și chiar depășește, în unele zone, pragul critic de 80. Cerul este variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Către lăsarea serii sunt posibile averse și descărcări electrice în zona de munte. Vântul suflă de la slab până la moderat, iar presiunea atmosferică este în scădere ușoară. Dar să vedem cum stăm cu regimul termic în această seară. Avem 28 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 27 de grade la Aiud, 25 de grade la Blaj și 21 de grade Celsius, arată termometrele la Câmpeni. La noapte, valorile termice mai coboară câteva grade, astfel încât se vor înregistra 15 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 14 grade la Aiud și Blaj și 13 grade Celsius la Câmpeni. Mâine și poimâine nicio schimbare, vremea va fi în continuare călduroasă, caniculară după amiaza în zonele de câmpie, de deal și de podiș, iar indicele temperatură umezială nu va coborî nici el sub pragul critic de 80 al disconfortului termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar după amiaza izolat vor fi condiții de averse și descărcări electrice la munte. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade și cele minime, în general, între 15 și 23 de grade. Așadar, aproximăm mercurul din termometre pentru ziua de mâine, situându-se în jurul a 36 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 35 de grade la Aiud și Blaj și 32 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. La revedere!